Care este secretul celei mai bune cărni de grătar? Știu! Carnea fragedă, micii proaspeți și dacă mai e și marinată povestea, eu zic că ajunge, nu? Da. Cum se gătește corect carnea la grătar? Prima oară te duci să cumperi carne, trebuie să o marinezi, pui ce ai... Pui? Pui ce ai, după care pui micii. Întotdeauna când puneți micii la grătar, puneți-i apropiați și aproape de voi, ca atunci când îi întoarceți să nu vă ardeți la mână. Românii fac grătar și vin la Lidl ca să cumpere mici și aripioare sau coaste și fleică sau cărnați sau pastramă sau foarte multe sortimente de carne.